Consiliul Județean a impus o singură măsură, respectarea legii. Am spus foarte clar și la întâlnirea avută cu transportatorii, dar și în presă, transportatorii trebuie să respecte legea care spune că se emită abonamente gratuite elevilor. În continuare avem transportatori care nu fac acest lucru. Fie că nu vor, fie că au considerat că ce spunem noi se poate amâna. În fiecare săptămână am mai depistat câte un transportator care nu emite abonamente. Și le spun un singur lucru. Emiteți abonamente gratuite elevilor conform legii sau plecați acasă.